Înaintea lui Dumnezeu. Stăm înaintea Domnului Iisus Hristos. Și în această zi deosebită aș vrea să vorbesc despre minunile lui Dumnezeu, de care Dumnezeu le face de-a lungul timpurilor. Aș vrea să vorbesc despre cuvintele lui Dumnezeu, de care Dumnezeu le face printre oameni. Dumnezeu le face cu noi, cu oamenii. Dumnezeu la orice fel de lucrare specială, Dumnezeu întotdeauna, de-a lungul timpurilor, și-a trimis un rob al lui Dumnezeu. Uneori trimite un proroc, altădată Dumnezeu trimite un profet, pentru că e lucrarea Domnului. Nu vi s-a întâmplat la dumneavoastră niciodată să vină vasul de lucru a lui Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu, prin care vorbește Dumnezeu? N-ați auzit astăzi când Dumnezeu i-a vorbit la un om și vorbește bisericilor? Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dar depinde de la caz la caz. Dacă cazul este special, Dumnezeu trimite un proroc sau o prorociță, un vas de lucru. Dacă cazul este și mai special, Dumnezeu trimite un profet al lui Dumnezeu. Pentru că profeții au profețit ceea ce se întâmplă în zilele noastre de acum și întotdeauna cuvântul Domnului. Și dacă cazurile respective sunt și mai speciale, atunci Dumnezeu nu mai trimite niciun proroc, Dumnezeu nu mai trimite niciun profet, ci Dumnezeu trimite un înger al lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu. Și dacă lucrarea este și mai specială, Dumnezeu și-a trimis pe Fiul Său Iisus, pentru că a considerat că lucrarea pe care o face Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu mai poate face nici îngerii, nici prorocii și nu poate să o facă nici profeții. Dar aș vrea, cu îngăduința dumneavoastră și cu ajutorul lui Dumnezeu, să vorbesc de câteva cauze care sunt mai speciale în această seară. Cum ar fi și cauza aceasta că Dumnezeu trimite un înger al lui Dumnezeu la un om numit Corneliu. Era o lucrare specială, pentru că în lucrarea aceasta trebuia să vină neamurile la Dumnezeu. Noi neamurile n-am avut dreptul de mântuire. Neamurile care suntem noi n-am avut dreptul să venim la Domnul. Domnul s-a coborât dintr-o slavă cerească pentru copiii lui Israel. Și de data aceasta Dumnezeu Iisus se prezintă la Corneliu, un om care este din ceata italiană. O, Doamne, Tată din ceruri, mare lucrare dumnezeiască! Și când intră îngerul în casa lui Corneliu, atunci pe Corneliu îl prinde o frică oarecare. Pentru că îngerul îi spune: Cornelie! Cornelie! Iată-mă, Doamne! Cu alte cuvinte, ce trebuie să fac? Este un mare lucru când îți vorbește Dumnezeu și îi spune: rugăciunile tale și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu. Acum dumneavoastră veți spune: dar cum s-au putut urca? Au avut o scară? Rugăciunile lui Corneliu și al soția lui Corneliu au avut picioare? Cum s-au dus? Da, Dumnezeul nostru nu tace. El aude rugăciunea ta. El ia aminte la rugăciunea ta. El împlinește rugăciunea ta și a mea. Când este nevoie, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Amin. Și iată că de dimineață am avut un text care spunea că Dumnezeu îl trimite pe robul lui Dumnezeu Moise în Egipt. Și aș vrea să o reiau vorbirea mea de aici, din Egipt, de când a început Dumnezeu să lucreze cu copiii lui Israel. Sunt multe lucrări în lumea aceasta, dar unele dintre ele nu ne interesează pe noi.
Dar ne interesează foarte multe care este cu privire cum ar fi la viața noastră. Și îngerul trimis de Dumnezeu în Egipt îi dă Dumnezeu o poruncă. Asta este o poruncă dumnezeiască, unde vei vedea că ușorii ușilor este uns cu sânge, tu să nu intri. Dar unde nu este uns ușorii ușilor cu sânge, tu să intri. Să faci un prăpăd acolo. Ca să știe lumea de acolo și să știm și noi că este trimisul Domnului. Dacă un înger al lui Dumnezeu, când a intrat în Egipt, a făcut un prăpăd, dar atunci când a spus Domnul Iisus, dacă ar fi așa, Petre, Tatăl meu mi-ar trimite 12 legiuri de îngeri. Dar nu era nevoie, pentru că lucrarea lui Dumnezeu era prevăzută atunci ca ce să facă robul lui Dumnezeu, pe unde să treacă. Și a făcut îngerul lucrarea pe care i-a poruncit Dumnezeu. Mai târziu vine o lucrare deosebită de importantă. Pentru că Biblia ne spune că era lăsată de Dumnezeu. Și când robul lui Dumnezeu, Zaharia, se găsea în templul lui Dumnezeu, a căzut la soț ca să vestească Evanghelia. El era de serviciu. Acolo în templul lui Dumnezeu, când el vorbea și propovăduia Evanghelia, în dreapta lui se prezintă un înger. Pe Zaharia îl apucă o mare groază. Pentru că știa că în templul lui Dumnezeu nu are nimeni voie să intre decât cel care trebuia să slujească acolo. Și la un moment dat îngerul îi spune: nu te teme, Zaharia, că Dumnezeu este cu tine. O, Doamne, mare lucrare! Trebuia să rezolve Dumnezeu această lucrare, pentru că nimeni nu era vrednic să rezolve o lucrare ca și aceasta. Și îi spune mai departe: la anul, pe timpul acesta, soția ta, Elisabeta, va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Și așa a fost. Pentru că Dumnezeu a vorbit prin gura îngerului trimis de Dumnezeu. Era o lucrare importantă, de mare importanță, și Dumnezeu o rezolva. Mai târziu, Dumnezeu trimite pe același înger, pe Gavril, la Fecioara Maria. Ce ziceți? Lucrarea aceasta de la Fecioara Maria era de mare importanță sau nu era? Era. Putea să meargă un om să vestească această veste bună? Nu putea să meargă. Dar a trimis Dumnezeu pe îngerul său. Și ce îi spune îngerul? Plecăciune ție, Maria, care ți s-a făcut un mare har. Iată că vei rămâne însărcinată. Dar cum se poate? Nu s-a împotrivit. Cum s-a împotrivit Zaharia? Și i-a spus îngerul: na, dacă nu crezi, vei rămâne mut. Ce? I-a spus: Doamne, dar cum se poate că eu nu cunosc de bărbat? Se poate că Duhul lui Dumnezeu se va lăsa peste tine și te va umbri și vei rămâne însărcinată. Este o lucrare deosebită și specială, frații mei. Nu putea să meargă oarecare un vas de lucru, o femeie oarecare, fie ea și fiica Domnului. Nu se putea duce un vas de lucru, un proroc oarecare, fie el și copilul Domnului. Pentru că noi toți suntem din aia care am greșit, chiar dacă acum nu mai greșim. Dar Dumnezeu trimite pe îngerii săi, ca îngerii săi să nu mai greșească nimic și să rezolve problemele. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Într-o altă împrejurare, Dumnezeu, la o mare lucrare deosebită, trimite un alt înger în timpul când Maria Fecioara îl naște pe Domnul Iisus Hristos. Așa este, se întrerupe legătura dintre păstor și Dumnezeu. Și când trimite acolo, păstorii stăteau afară să-și îngrijească de oile lor.
Și când au stat păstorii afară să-și îngrijească de oile lor, un înger al Domnului le spune: nu vă temeți! Nu vă temeți că în seara aceasta, în locul acesta, s-a născut un Mântuitor, Domnul Iisus Hristos. Uite după ce o să-L cunoașteți. Dacă veți intra înăuntru, veți vedea un prunc îmbrăcat în scutece, va fi culcat în iesle și El este Domnul pe care L-a trimis Dumnezeu. Mărească-se numele Domnului. Și atunci păstorii, împreună cu Îngerul lui Dumnezeu, îi dădea slavă lui Dumnezeu și spunea: slavă lui Dumnezeu în cerurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Amin. Într-o altă împrejurare, Dumnezeu trimite un înger al lui Dumnezeu la Filip. Oh, ce mare lucrare! De mare importanță! Robul lui Dumnezeu și apostolul Filip, vine un înger la el și îi spune: Filipe, te rog să te duci pe drumul care merge spre Gaza și acolo vei ajunge o căruță și în căruță va fi un om care va citi ceva. Tu să-i explici lucrul acesta. Și se duce robul lui Dumnezeu Filip după această căruță. Și când ajunge căruța, nu i-a fost ușor, pe arșița soarelui pe acolo. Și îl întreabă pe omul acesta: înțelegi tu ce citești? Și spune el: cum aș putea să înțeleg dacă n-ar fi cineva să mă călăuzească și să mă explice? Era un etiopian, era îngrijitor al tuturor visteriilor de la împărăteasa Candacia. Nu era un om oarecare de aici și de acolo, dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că el a venit la Ierusalim să asculte cuvântul lui Dumnezeu. N-a prea înțeles el acolo ce se întâmplă cu mișcările alea, cu vorbirile alea. Dar avea dornic, era dornic să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și iată că Dumnezeu se uită cu ochi de milă și trimite un înger, îl deranjează pe un înger și pe un apostol ca să-l trimită. Mărgând ei mai încolo, când oprește căruța, îl urcă pe Filip în căruță și dă peste o apă. Și după aceea zice: uite apa! Ce mă împiedică să nu fiu eu botezat? Dar el citea din cartea Isaia. Și dacă ne ajută Dumnezeu, am să vă citesc și eu câteva versete de acolo. Să vedeți ce vorbea etiopianul ăsta. Și el spunea: rogu-te, despre cine vorbește? Despre sine sau despre un altul cineva? Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Aleluia! Dumnezeu trimite un înger al lui Dumnezeu la Petru când era undeva într-o închisoare închis. Acolo Petru era împreună cu un ortaca lui de muncă. Acolo Petru era cu cineva care vestea Evanghelia lui Dumnezeu. Petru era acolo care vorbea despre minunile lui Iisus Hristos. Și la un moment dat, Petru spunea: bărbați izraelieni și voi toții care l-ați prins, l-ați bătut și l-ați răstignit, l-ați dat la moarte, Dumnezeu l-a înviat și acum este viu în vecii vecilor. Dar mai târziu, ceilalți care erau acolo l-a înfricat și i-a spus: tu să nu mai vorbești de acest om. L-a pus și l-a închis acolo. Petru, parcă nici nu știu care ar fi mai bună. Petru s-a odihnit. Petru a dormit cu gândul că cu el este Dumnezeu. De multe ori, frate și soră, este bine să dormi și să te rogi lui Dumnezeu, să cânti cântări de laudă, dacă te încredințezi că este Dumnezeu cu tine. Dar de altă dată eu spun să nu dormi. De altă dată tu să cânti cântări de laudă și te rogi lui Dumnezeu, cum a făcut Pavel și cu Sila, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și iată că Dumnezeu îi trimite un înger acolo,
îi dă un cot în coaste și spune: Petre, scoală-te, du-te și vestește Evanghelia. Petru s-a sculat așa mai somnoros, să mai scutură el de acolo, vede că ușile sunt deschise, se duce în piață unde erau mai mulți oameni și vorbește din nou despre un Iisus Hristos crucificat. Sarcina aceasta, fratele meu și sora mea, îți revine și ție și mie. Să nu crezi că tu stai aici liniștit în casa de rugăciune. Să nu crezi că gata, eu am terminat, am făcut legământ cu Domnul și am terminat. Nu! De altă dată, Dumnezeu trimite un altul înger al lui Dumnezeu la prorocul Balaam. Balaam era rugat de împăratul atunci, era un împărat acolo și îl chema pe prorocul Balaam: vină la mine, am să te plătesc, îți dau atâția sicli de argint, îți dau atâția aur, vină încoace. El prima dată, Balaam, spunea: eu nu mă duc acolo, nu mă duc, că nu-i voia Domnului. Dar totuși, pe urmă, îl mai întreabă pe Domnul o dată sau de două ori. Frate și soră, știți ce am vrut să vă spun aici? Atunci când Domnul ne vorbește nouă și spune: nu te duci acolo, sau du-te acolo, noi să ascultăm de cuvântul Domnului în totalitate. Pe Balaam ăsta era slujitorul Domnului. Vorbea Dumnezeu, era un proroc, vorbea Dumnezeu de multe ori prin el. Dar l-a tentat. L-a tentat argintul. L-a tentat aurul. Banii pe care i-a promis. Și atunci s-a pornit la drum. Și iată că un înger al lui Dumnezeu îi iese în față. Și măgărița pe care a călărit el, o văzut. Și când l-a văzut pe înger, parcă nu mai vrea să meargă. Și când s-a dus, l-a frecat cu picioarele de o piatră, de un zid. Și Balaam o bate pe această, pe acesta măgăriță. Și când o bate, măgărița îi vorbește cum i-aș vorbi eu: dar de ce mă bați? Dar de ce mă bați? Pentru că nu era voia lui Dumnezeu și nici atunci nu s-a trezit. Nu s-a trezit acesta slujitor al lui Dumnezeu, zis slujitor al lui Dumnezeu. Și ajunge acolo. Dar când ajunge acolo, îi vine în el o frică oarecare. Are o trezire spirituală în mintea lui. Și când se-i blesteme pe copiii lui Israel, el nu mai blesteamă. Nu mai blesteamă că s-a întâlnit cu îngerul Domnului și el îi binecuvintează. Și auziți dumneavoastră ce îi spune împăratul: păi Balaam, eu te-am chemat pe tine ca tu să-i blestem. Tu cum de-i binecuvintezi? Și el spune: n-am văzut în ei niciun lucru rău. Nu a văzut în ei, în copiii lui Israel, niciun lucru rău, pentru că nu a îngăduit Dumnezeu să vadă. Nu că n-avea ei lucruri rele, cum au cârtit ei în pustie, cum au vrut să meargă ei înainte și să lase pe robul lui Dumnezeu Moise în urmă, cum au spus că toți au toiege, cum au zis că toți, și sora lui Moise spune: da, numai prin tine lucrează Dumnezeu, prin noi nu lucrează. Aveau ei lucruri rele, dar nu a lăsat Dumnezeu ca să vadă Balaam. De altă dată, Dumnezeu trimite un înger al lui Dumnezeu la robul lui Dumnezeu Pavel. Robul lui Dumnezeu Pavel era într-o strântorare. Se ducea pe barcă. Trebuia să fie dus în fața judecătorilor. Și noaptea îi se prezintă îngerul lui Dumnezeu la Pavel și spune: Pavele, tu, ție să nu-ți fie frică că barca aceasta se va sparge, dar nu se va întâmpla nimic, n-a murit niciun om de aici. Pentru că dacă se sparge această barcă, este înspre câștigul tău. Ca să vadă și ei, să știe toată lumea, că Dumnezeul la care te rogi tu este un Dumnezeu viu și atotputernic. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Mare lucru! A vorbit Dumnezeu. S-a întâmplat, dar n-a murit niciun om. Au fost oameni care au trăit pe o cheresteauă oarecât timp, așa, o zi sau două, dar nu li s-a întâmplat nimic.
că cu ei a fost Dumnezeu. Și aș vrea să vă citesc ceea ce ne spune un profet. Până acum am vorbit de îngeri, am vorbit și de un proroc și aș vrea să vorbesc acum puțin despre un profet al lui Dumnezeu. Cela care spunea, robu-te, despre cine vorbește aici, despre el însuși, ascultați ce spune, ceea ce citea el. Cine a credut în ceea ce mi se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o dreaptă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumușețe, nici strălucire ca să atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nici nimic care să ne placă. Și înfățișarea lui n-avea nimic ca să ne placă. Era scris în Isaia, capitolul 53, cu versetul 1 și 2. De aici a citit famenul etiopian. Și atunci întreba el, despre cine vorbește aici? Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Și am crezut noi, el a luat durerile noastre, a luat păcatele noastre și noi am crezut că el este lovit de Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu l-a lovit. El s-a dus ca un mielușel la abator, la tăiere. Nu și-a deschis gura nimic. Și ceilalți de acolo l-au întrebat, ești tu împăratul lui Israel? Și n-a răspuns. Ești tu împăratul lui Israel? Iar n-a răspuns. Dar de ce nu răspunzi? Nu știi că am putere să te scăp sau să te răstignesc? N-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi dat Tatăl meu, a spus Domnul Iisus, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Mare lucrul ăsta este lucrul acesta și lăsat de Dumnezeu. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirile noastre a tuturor. Mărească-i să numele lui Dumnezeu. Frați și surori, este un lucru deosebit atunci când un frate vorbește din cuvântul Domnului, noi să fim atenți. Sau este un lucru și mai deosebit atunci când vrem să cântăm din cuvântul Domnului. Cântările întotdeauna au avut un rol în casa de rugăciune. Slăviți să fie Domnul. Mai am câteva minute și voi încheia în această seară, dar nu înainte de a vă spune, căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi, chemați-L câte vreme este aproape, ne spune robul lui Dumnezeu Isaia, ne spune profetul care a profețit înainte cu peste 500 de ani ce se va întâmpla cu omenirea, ce se va întâmpla cu Domnul Iisus Hristos. Să se lase cei răi de calea lui și omul de nelegiuire să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Dumnezeu, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând, mărească-i să numele lui Dumnezeu. O, ce Dumnezeu avem noi! Un Dumnezeu care nu obosește iertând. Pentru că Dumnezeul nostru, prin bunătatea Lui, prin credincioșia Lui, ne-a chemat și pe noi la mântuire, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și apoi spune, voi toți cei ce însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. Este un lucru deosebit. Poți să cumperi tu ceva fără bani și fără plată? Are un nou sens, dar la Dumnezeu se poate.
Este cineva aici care a plătit și plătește pentru puterea lui Dumnezeu? Este cineva aici care a plătit și plătește ca să se numească copilul lui Dumnezeu? Ca să fii primit în sânul lui Dumnezeu? Ca să primim cu toții viața veșnică? Nu se poate. Lucrul acesta este lăsat de la Dumnezeu, fără bani și fără plată, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. De ce cârtiți, de ce cântăriți argintul pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ne spune profetul Isaia, așa suntem noi, cârtim, ne dăm, cântărim argintul și plătim pentru niște lucruri care nu satură și nu avem nimică pentru ele. Tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce la mine fără de rod, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu unde se duce trebuie să aducă rod. Și acum ne spune tot așa și cuvântul meu nu se va întoarce niciodată fără de rod înapoi la mine. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu în vecii vecilor. Amin. Amin.